viață n-am o mie și o trăiesc cu bucurie. Orice zi mi-i sărbătoare, chiar de la-n clipe amare. Alung răul după poartă, să am inimă curată. Decât să stau supărat, mai bine vă gând cu drag. Ce frumoasă-i seara asta, lume! Omule, petrece, că viața-ți trece, lume! Nu uita că toate-i stregătoare. Cântă și iubește și uită de supărare. Ce frumoasă-i seara asta, lume! Muzica răsună, tot omul-i cu voie bună. Lasă grijile deoparte, lume, mai bine petrece cât ai sănătate, lume. Ia zi, măi, hop și așa! Ce vremea ca nebuna, eu mă rog la ea într-una. Nu grăbi vremei așa, că trece și viața mea. Îmi trăiesc anii muncind pe acest frumos pământ și mă rog de sănătate să le împlinesc pe toate. Ce frumoasă-i seara asta, lume! Omule, petrece, că viața îți trece, lume! Că toate-i strecătoare. Cântă și iubește și uită de supărare. Ce frumoasă-i seara asta, lume! Muzica răsună, tot omul-i cu voie bună. Lasă grijile deoparte, lume, mai bine petrece cât ai sănătate, lume. Strânge bani și agonisește, până se duce viața lui ca și la parâmului. Ascultă, omule, bine, trăiește cum se cuvine. Nu te mai gândi la bani, să nu-ți pară rău de ani. Ce frumoasă-i seara asta, lume! Omule, petrece, că viața îți trece, lume! Că toate-i strecătoare. Cântă și iubește și uită de supărare. Ce frumoasă-i seara asta, lume! Muzica răsună, tot omul-i cu voie bună. Lasă grijile deoparte, lume, mai bine petrece cât ai sănătate, lume. Dragi telespectatori, vă zicem bună seara de aici, din platoul televiziunii Tezaur Folk. Cred că v-ați prins că astăzi avem o emisiune deosebită la Tezaur. Este prima emisiune când ne propunem să sărbătorim un artist. Și cred că dumneavoastră îl cunoașteți pe mult îndrăgitul, mult solicitatul, carismaticul, interpret, artist, nume notoriu, Igor Cuciuc. Dragi colegi, haideți să-l aplaudăm, că se merită. Cu toți cunoaștem cântecul lui Igor Cuciuc, aduce voia bună. Și mai ales, Igor Cuciuc este acela care nu bagă mâna în buzunar după cuvinte. Hai să zic așa, acolo unde este Igor Cuciuc, vine și vorbele curca merea. Și are el o formă deosebită de salut, o țin eu minte din anii de studenție, când eram noi colegi, avea o formă aparte de salut. Și, dragul meu coleg, aș vrea astăzi
luând în considerație că sunt foarte mulți oameni dragi, oameni scumpi pentru tine și pentru noi ca oaspeți la Tezaur Folk, să faci tu o formă de salut așa mai deosebită, cu rima aceea ta întortocheată, încrucișată, cum o știi tu mai bine? Păi, în primul rând, vă salut clasic, vă mulțumesc pentru invitație și mi-ați oferit așa o ocazie deosebită să mă sărbătoresc ziua de naștere alături de colegi, prieteni, alături de profesorul meu Ioan Paulenco, mentorul meu. Și hai, omul care aplaudăm că chiar să care... Cel mai frumos bărbat după mine. Așa, după mine. Invers spunea profesorul meu. Dar așa mai artistic cum mă prezint eu, Frunzuliță Foi de Nuc vă salută cu mătru Igor Cuciuc. Frunzuliță Șolalea vă salut din toată inima. Dar acum aș parafraza și aș spune Frunzuliță Șolalea, astăzi este ziua mea. Ziua în care m-am născut și sunt cel mai fericit că m-a dus mama anume în această zi 14 septembrie, în cea mai frumoasă lună, septembrie, cea mai bogată lună, pe 14 septembrie, atunci când se încep culesul strugurilor, culesul, nu știu ce, a prunelor, celor mai importante, Zic eu că anume toamna se culeg roadele și atunci părinții tăi au cules o roadă bogată care chiar se mândresc cu acea bogăție. M-au făcut de Sfântul Vasile și am ieșit pe 14 septembrie. Ar fi o logică, dragii mei. Igor, haideți să trecem la colegi, să nu-i ținem în suspans. Știu, eu vreau forma aceea de salut a ta. Frunzuliță de cicoare azi zi de sărbătoare. Hai să sigur că la o sărbătoare se zice așa la noi, la creștini, la moldoveni, că dacă se strâng mai mulți de doi oameni, se numește sărbătoare. Păi astăzi este sărbătoare. Alături de mine sunt colegi dragi. Încep cu Doina Arseni, o colegă pe care o cunosc de vreo 12 ani, 14 ani, poate mai bine. Mai bine. Mai bine, 20 de ani, da? De mult timp o cunosc, ne-am împrietenit, încă nu aveam nimic repertoriu. Să știți că Doina Arseni este, afară de faptul că este o interpretă bună, este și o compozitoare de muzică, o textieră desăvârșită. Ce scrie ea mie îmi place foarte mult, mi-a semnat și melodia Zeama de Găină, mi-a semnat și melodia Moldoveanu Așa Petrece. Doinița... Dragul meu, astăzi trebuie să te laudăm pe tine, dar tu mă lauzi pe mine. Îți mulțumesc pentru că ești alături de mine și ai contribuit la primii pași de formare, tot ceea ce am făcut eu și cum am țâșnit acolo sus în lumea vedetelor, stelelor și a interpreților de marca a folclorului moldovenesc și românesc. Nu știu dacă am dreptul la o replică, dar o cer un pic, doar un pic vreau să spun că chiar de fiecare dată mă încearcă emoțiile, pentru că noi cu Igor ne-am întâlnit tot într-un platou de filmare și el, cum avea limba ascuțită atunci, cum are și acum, mi-a tras un cui, mi-a zis ceva legat de costum. Și eu, care la fel nu mă pierd cu fire, am răspuns în aceeași manieră. Și atunci am înțeles că trebuie să fim prieteni. Și momentul acela decisiv, uitați-vă că s-a răspuns pozitiv și atât de frumos până în ziua de azi. Noi odată am crescut în scenă pentru că, cu toate că eu sunt mai mare ca tine, dar mai târziu am intrat în scenă. Și noi amândoi ne-am format. Chiar și am filmat împreună un clip. Ne încurajam ce să facem, cum să ne primăm. Tot respectul pentru tine. Mulțumesc, Dorița. Pentru că faptul că ai o voce extraordinară, ai o ținută, ai un repertoriu select, pentru mine foarte mult contează că ești un om de nota 10. Și faptul că pe lângă Igor Cuciuc bârfulițele și vorbele rele trec pe alături și el întotdeauna încearcă în jurul său să adune oameni pozitivi, oameni buni și să se acorde atenție numai la lucrurile. La mulți ani, dragul meu! O să-ți spun Dorița și mai târziu ceva, dar mulțumesc, Dorița Arsenie! Să știi că tot respectul și un îmbrățișare că domnul Paulenco m-a învățat, profesorul meu. Cel Următorul mai brav domn pedagog. Este pedagogul meu, Ioan Paulenco, cel care m-a auzit prima dată, am venit de la Catedra Instrumente Populare, cântam cu clarinetul și domn Paulenco m-a auzit și s-a pus mâinile în cap și a spus că, Igoraș, tu nu cânti corect deloc. Am de lucru cu tine și dar a făcut om din mine, a spus că, mă, puștule, o să fac om din tine. Și așa și a fost prin lecțiile dumnealui de canto, de
omenie, pentru că domnul Paulenco nu numai predă canto, dar și ținuta scenică, lucru omenesc, mi-a spus așa, mi-aduc aminte că Igor, în primul și în primul rând, să fii om și profesionist. Aceste două lucruri să nu le uiți niciodată la începutul carierei. Și aceste două lucruri le spun tuturor. În primul rând, să fii om și profesionist. Mulțumesc, domnul Paulenco, pentru răbdare, pentru lecțiile. Igoraș, eu sunt mulțumit că ai luat câte ceva de la mine. Îmi pare bine, fiindcă eu la toți foștii mei discipoli am încercat să le dau ceva. Fiecare a luat cât a socotit că îi trebuie. Tu ai fost un băiat așa ascultător, ai foarte mare atenție atras totuși la cuvintele mele, la îndemnurile mele, să iubești folclorul, să iubești culoarea noastră națională, care astăzi cam suferi culoarea noastră națională, cam s-a șefonat. Tu încerci să aduci un pic de aer vesel, optimist în societatea noastră și el trebuie aerul ăsta. Eu îți doresc multă sănătate, mult succes, să ai bucurii de cei dragi și Domnul să te aibă în pază în veci vecilor. Amin. Să trăiești, dragul meu, sute. Mulțumesc, domnul Paulenco. Da. Mă, mă, mă. Dragi spectatori, vreau în continuare să vă prezint pe frumoasa mea colegă, fiica rapsodului nostru popular, Nicolae Sulac, fiica regretatului maestru, Doina Sulac. Mă bucur foarte mult că suntem colegi, suntem prieteni, cântăm pe aceeași scenă. Așa este. Și aducem împreună bucurii și ne străduim să păstrăm împreună cântecul popular și să-l transmitem generației care vine. Igoraș, vreau să te felicit din tot sufletul. Ești extraordinar prin felul tău de a fi. Ești original, așa cum spunea și tatăl meu când se uita la televizor, Dumnezeu să-l ierte, ia că cântă și ăsta, dar cântă ca toți numai nu ca dânsul. Tu ai această originalitate în felul tău de a cânta. Tu nu ai preluat piese de la alții artiști, tu ți-ai făcut repertoriul tău așa cum este el și are priză și este iubit de spectatorul nostru și din Moldova și din România, de pe ambele maluri ale Prutului. Eu mă bucur că suntem colegi, că colaborăm cu Orchestra Fraților Advahov, că ne cunoaștem încă din 10 ani sau mai bine și cum ai zis și tu, cântăm pe aceea scenă și suntem probabil viitorul folclorului nostru, adică tineretul care trebuie să ducă mai departe folclorul și tradițiile noastre populare, ca și generațiile copiii noștri să cunoască despre muzica populară, despre tradițiile noastre moldovenești, despre cel care a fost marele Nicolae Sulac, tatăl meu, creația sa și tot frumosul și care ne-a lăsat pe pământul acesta. Am o deosebită onoare să-mi amintesc de festivalul Nicolae Sulac. Așa este, tu ai obținut atunci premiul trofeu mare. Și a fost de bun augur pentru tine, pentru că după festival tu ai răsărit ca răsărit. O floare înflorită. Și să fac o virgulă și să-i mulțumesc și domnului Paulenco, pentru că dumnealui m-a pregătit pentru așa festival. Este. Dumnealui pregătește pe toată lumea care... Noi suntem mândri că am cules de la dumnealui. Eu m-am luat cu emoțiile, dar am vrut să menționez și domnul Paulenco că am cules de la dumnealui și maniera de a spune urații de nuntă, pentru urații, plugușoare, am luat câte ceva și la televizor când mai merg de sărbători și spun, uite, așa m-a învățat profesorul meu Ioan Paulenco, băi, dar de unde așa originale plugușoare? Cât e lumea de deșteaptă, de la plug mâncare așteaptă și președintele cât e de mare, tot de la plug cere mâncare. Eu am spus fraza asta la Cinaclu, în Parcul de Valea Morilor, când era Gărbăciov la putere. Și am spus, și Gărbăciov cât e de mare, tot de la plug cere mâncare. Mă telefonați la 1 din noapte din București, Ioan, ești sănătos? Da. Nu te-a arestat nimeni, nu. Păi, tu spus că ce e ușos cât e de mare la plug cere mâncare, te-a arestat până dimineața. Așa este, Igor, încă o dată la mulți ani din partea mea și să avem mulți, mulți ani de realizări frumoase și Doamne ajută! Mulțumesc, Dănița!
Următorul invitat al meu este un cumătru care i-a botezat doi copii. Suntem prieteni din primii ani de când am venit la Chișinău, adică din 99-2000. Ne-am împrietenit energetic, pentru că este o chimie și aici în prietenia asta. Și vreau să spun că Adi Carp, acest interpret, coleg de-al meu și cumătru, a fost tot un om care a contribuit la o petricică, m-a împins spre scena profesionistă ca să ajung mai repede. M-a ajutat cu sfaturi, cu hai, cu îndemnuri, care îi mulțumesc foarte mult. Igor, în primul rând, permite-mi să-ți spun la mulți ani. Mulțumesc. Să-ți urez ani buni, atât în cariera profesionistă, pe care încerci să o duci sigur frumos în spatele tău, la mulți ani și familiei tale, pentru că tu ai o familie frumoasă, ai două fete acasă care te iubesc și care te așteaptă mereu să revii cu bine. Tu ești omul care știe să facă sărbătoare chiar și atunci când sărbătoarea nu este, știi? Tu știi să vii, să o creezi și acest lucru sigur vine de acasă, de la cei 7 ani de acasă, de la cei care ți-au fost mentori. În viață, dacă nu reușești... De la Fălești, din Călinești. În viață, dacă nu reușești să te naști într-o familie bună, s-ar putea, știi, să nu ajungi acolo unde trebuie. Însă dacă, după ce pleci de acasă din familie, nu ai parte de profesori buni, nu ai parte de oameni buni care sunt lângă tine, sigur, aici s-ar putea, știi, sigur să nu ajungi departe. Eu zic că tu ai avut norocul și de familie bună, și de mentori, și de prieteni, dar... Pentru mine, să știi că este o bucurie faptul că te-ai realizat și pe scenă, dar și în viața de familie. Să ai parte de mult noroc, Dumnezeu să te țină sub aripa lui protectoare și să ai parte în viață numai de oameni așa precum ești tu. La mulți ani! Mulțumesc, cumătre! O altă invitată la sărbătoarea de astăzi este o interpretă de muzică ușoară cu care mă cunosc tot de mult timp, prietenim cu familiile. Prietenesc foarte bine cu soțul ei, cu Marin Hâncu. E vorba de Ionela Hâncu, vă rog să o aplaudați. Este o interpretă foarte talentată și spun foarte talentată pentru că îmi spun gustul meu și părerea mea și cred că nu e greșită, colegii o să confirme, da? Și mă bucur foarte mult că ești alături de mine și sper să te auzim astăzi cântând și să sărbătorim împreună, să sărbătorim cu o șampanie în mână. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea amplă. Întâi de toate vreau să-ți urez un card de felicitări și să mulțumesc Natalie Rodideal pentru invitație, sunt onorată. Și nu este deja un secret că Igor Cuciuc este unul dintre preferații spectatorilor, unul dintre cei mai apreciați și solicitați interpreți. De ce? Pentru că Igor Cuciuc este un artist format. Un artist complet, care îmbină talentul, munca, cutezanța, înțelepciunea, repertoriu valoros și firul de omenie în el. Te felicit. Mulțumesc. Și îți urez ca să le menții, să le alimentezi cu doar frumos și bine. La mulți ani! Mulțumesc! Dragă Igor, cred că mie nu-mi trebuie prezentare, pentru că colegii noștri dăm voie să zic și eu despre tine câteva vorbe. Noi vreau să vorbesc despre Nătălița Midonei Rodideal, o colegă foarte sufletistă, un om plin de viață, un om pozitiv, puternic totodată. Noi am fost colegi, suntem discipolii ambii a maestrului Ioan Paulenco, ambii am crescut, ne-am dezvoltat alături de și de Diamanta Patereu, care o să vină acum în câteva clipe. Și ce să zic, tot respectul pentru tine și pentru, mi-ești ca o soră. Mi-ai Hai fost tot timpul zicem, ca o soră. Exact. Cei care ne cunosc de colegi, noi cu Igor am ca o soră. Hai că să dau din casă dacă un pic, dar mai târziu. Ne aducem aminte și de anii de studenție. Dragă Igor, pot să zic astăzi așa, deja fiind toată lumea deja cunoaște, noi am fost colegi, avem colegi, oameni dragi, care am dorit astăzi să te sărbătorim. Și știu eu că nu numai colegii, tu mergi prin alte localități și faci diferite, hai să zic eu, că să nu dau din casă, că nu mai este surpriza aceea care
Pentru tine astăzi avem o surpriză, avem oaspeți. Ansamblul Opincuța a venit din Zâmbreni, satul Ialoveni, unde tu acolo ai fost și ai filmat un videoclip frumos pe care ei au fost și au făcut figurațiile, veniți aici, doamnele, au făcut figurațiile acestui videoclip. Este cele mai frumoase fete din Zâmbreni. Eu ziceam că nu în zadar este această invitație, pentru că ansamblul Opincuța este din satul Zâmbreni, de unde și eu îmi trag rădăcinile și știind că îl sărbătorim astăzi pe Gorcuciuc, am ținut cu tot dragul de ei și de tine să fie ei prezenți astăzi. Și să ne spună, a fost greu, dragii mei, să lucrați pe platou de filmare cu Igor Cuciuc? Dacă cine e mai îndrăznit? Doamna Valentina, cred că dumneavoastră. Uite, stai așa, că ai și flori. Bună ziua! Bună ziua! În primul rând, vă aduc sincere felicitări de la toți locuitorii comunii Zâmbrieni. Noi ne-am arudit cu dumneavoastră. Dumneavoastră, deja la noi sunteți oaspetele drag. Deci, felicitări! Cu ziua de naștere. Mulțumim. E o zi frumoasă în viața fiecărui om. Deci vă dorim să fiți sănătos în primul rând. Recunoscut deja sunteți, dar cred că o să fiți și mai mult recunoscut datorită emisiunii acestea. Și realizări frumoase. Mulțumim. Și tot respectul cetățenilor din Comuna Zâmbreni. Să fiți sănătos. Mulțumesc foarte frumos. Să povestim un pic despre acea colaborare frumoasă împreună cu Igor Cuciuc. Pentru că dumneavoastră ați fost părtași la acel videoclip Toba Moldovanului. Avem și toboșarul avem aici, numai că nu a luat toba cea fenomenală. Povestiți-ne! Vreau să spun că în momentul când ni s-a anunțat că la noi vine Igor Cuciuc, pentru noi a fost un eveniment extraordinar. Una să vă vedem la televizor, alta să vă vedem pe viu. Și practic, de aproape de dimineață și până seara, am fost alături de dumnealui. Să zic că profesia dumneavoastră este ușoară, n-aș zice. Orice profesie este grea, dar să te afli în platou atât când ne-au aflat noi și ca să primească cânticul așa cum trebuia să primească, asta a fost o experiență extraordinară. De aceea, cânticul acesta ne-a făcut vedete, ansamblul nostru Opincuța ne-au făcut vedete, fiindcă el a fost postat la mai multe emisiuni și inclusiv și pe Facebook, dar știți că Facebook-ul la noi e ceva răspândit, pentru ca să primim sunete de la diasporă. Măi, dar Opincuța noastră e vedetă, s-a făcut vedetă. Datorită dumneavoastră și noi suntem vedete, dar dumneavoastră sunteți floarea vedetelor noastre. De aceea mă bucur foarte mult că ați îmbrățișat această profesie, că vă dedicați cu trup și suflet acestei profesii. V-am avut oaspete nu numai la hora aceasta a toboșarului când am filmat toate, dar și la hramul nostru ați fost dumneavoastră și practic atunci a fost un furor când dumnealui s-a urcat cu doba pe un scaun și era extraordinar. Și vreau să vă mai spun că avem un festival duminică, se numește Mândră Floare de pe Botna. Doamna Nătăliță a participat de multe ori la acest festival. Noi vă invităm, cu atât mai mulțumesc. Mult, că ansamblul nostru împlinește 30 de ani felicitări. De la fondare, da? Și practic asta este o
Și astăzi, că suntem cu dumneavoastră aici, noi am fost de multe ori și la multe televiziuni, și română, și la televiziunea centrală, dar suntem alături de Nătărița azi. Pământeanca noastră. Și alături de dumneavoastră asta înseamnă foarte mult. Deci e videoclipul făcut la noi în sat. Asta e un eveniment pentru toți sătenii. Fiecare, când își aduce aminte de toba moldovanului, vcliceai gromcăst, cum zic. Cum zice românul. Cum zice românul. Și răsună pe tot satul toba moldovanului. Vă mulțumim că ne-ați ales pe noi. Și eu vă mulțumesc că ați participat și ați fost foarte active. Ați rezistat în ciuda timpului, repetărilor de multe ori, dar asta este sacrificiul unui artist și vă mulțumesc frumos și mereu o să fiu alături de voi, la bine și la greu și la sărbătorile voastre. Da, vă invităm duminică, cu plăcere. Noi vă mulțumim, dragilor. Mai avem oaspeți, un marș, dacă se poate. Vreau să vă anunț, dragii mei, că eu astăzi, avându-l pe Igor Cuciuc, maestrul vorbelor, risc să fiu pe post de ascultător mai mult, să-i ofer lui Igor Cuciuc să modereze el. Dragul meu, e foarte multe bine. Multe sărbători frumoase, anul poate avea, însă cea mai importantă e de ziua ta. Să ne trăiești la mulți ani, avem oaspeți pentru tine, ziceam că surprizele continuă. Vă apropiați, Sergiu Cabătut, compozitorul și cantautorul Sergiu Cabătut. Bună ziua, Sergiu! Felicitări! Mulțumesc, Sergiu! Frumoasă sărbătoare! Mulțumesc! Bine ai venit! Dați-vă rog microfonul! Dacă ai venit, Sergiu! Sergiu este, de fapt, pentru cei care nu cunosc, lumea muzicală îl cunosc cu toții, este muzician, dar spectatorii mai puțin, dar deja o să-l cunoască după această emisiune. Sergiu Cabătut este compozitorul la melodia 99 de cumătri. Melodia pe care voi vă distrați la sărbători la cumătrii este semnată de către Sergiu Cabătut. Vă rog să-l aplaudați, pentru că asta este cartea mea de vizită. Da, vreau să spun și eu un cuvânt de felicitare. Am venit la rândul meu cu o felicitare deosebită pentru tine. Îți doresc tot binele din lume, să ai multă, multă sănătate și prieteni adevărați, sinceri, care vor veni totdeauna cu gânduri bune și sincere, de la suflet pentru tine. Mulțumesc, Sergiu! Precum ai venit tu și vii la prietenii tăi cu gânduri, cu sfaturi bune pentru ei, mă refer chiar personal la mine, cum nu-ți dau pași. Dai pași. E foarte important, deci, că să fii o persoană de alături care îți dă un imbold, așa numit un șut, la momentul potrivit, ca să iei calea dreaptă și să mergi înainte. Felicitări! Mulțumesc! O altă colegă dragă, colegă de pe băncile Colegiului de Muzică Ștefan Neaga, Diamanta Paterău, o artistă deja îndrăgită, o colegă dragă, pe care o cunoaște și dumneavoastră, dragi telespectatori, este alături de mine, a venit să fie alături la sărbătoarea mea, alături de cei mai frumoși colegi din showbizul moldovenesc. Da. Salut, Igor, aș vrea să strâng mânuță și să pup. Dar voi aplaudați. Eu fiu. Să-ți spun la mulți ani. Mulțumesc. Și cum spune maestru, eu nu pot, că dumnealui este și tot ne-a învățat multe cuvinte frumoase. Să-ți suni vocea până la 100 de ani. Familie frumoasă ai, niște porundei din urmă mai... Mulțumesc. Nu ținic, trenul-ți duce. Am înțeles. Trenul iardele. Și cântici frumoase, ești admirat și aici, și peste hotare, așa soții, sănătate, succes și cântici frumoase. Mulțumesc, și eu cu mare drag am venit și am pregătit câteva cântici de repertoriul meu. Mulțumesc! Care... Și dacă toți oaspeții ne-au onorat cu prezența, ai avut și cuvinte de felicitare, cuvinte frumoase pe parcursul serii, sigur că vor fi și mai multe. Zic eu, hai să dăm tonul petrecerii noastre și dacă ai aici cu metri, colegi, ansamblu, e binevenită melodia 99 de cumătri, cu asta te-ai încumătrit, cred, cu toată Moldova. Da, 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 asta melodie mi-aduce succes foarte mare, este cartea mea de vizită și... Și hai să o auzim la noi în platou. Să nu moară niciodată, să o cânte și cei care vor generații, veni... generații din generații. Da. În an este ziua mea, doar o seară în an mă veselesc așa, doar cum
pătru meu, e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. 99 de cu metri lângă mine am, 99 de cu metri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu metri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu metri Dumnezeu mi-a dat, mă! Ai multe bucurii și la toți cu bine le faci și cu mătrii. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99 de cu mătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat, mă! Ești din sat sau ești de la oraș, în viața asta sigur trebuie să fii nănaș. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99 de cu mătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat, mă! Dumnezeu mi-a dat, dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-a dat, măi! Bravo! Bravo! Tezaur Song! Dragă Igor, știu că astăzi se va cânta, toți colegii care sunt astăzi prezenți vor cânta de drag de Igor Cuciuc, de drag de spectatorul, telespectatorul televiziunii Tezaur Folk. Eu aș vrea, pentru început, acum să-l invit aici pe domnul Ion Paulencu. Din toți discipulii dumneavoastră aveți foarte mulți discipoli și știu că s-a mai vorbit și la început de emisiune. Aș ruga să vină și Diamanta lângă mine. Cine nu știe, eu cu Diamanta, generația aceea, eu am mers mai înainte, am pus bazele cantului popular de la Neaga. Noi am fost primii. Da. Și după aia vine Igor Cuciuc, dar vreau să spun altceva. Dumneavoastră ați fost cel care ați ghidat pașii. Dumneavoastră i-ați fost mentorul. Și poate, de ce nu, cel care l-ați învățat să cânte o doină, cum spunea el mai înainte. Un plugușor, un plugușor, o rație de nuntă. O conocărie, exact. De ce nu, o iertăciune, da. De ce nu. Da. Dumneavoastră, știu eu că Igor, ne-ați când eram mulipsit. Noi... Eu am încercat să vă mulipsesc, corect. Când eram noi studenți, Igor întotdeauna vă numea tatăl nostru. Noi când veneam la lecțiile dumneavoastră, ne spune, noi mergem la tata nostru. Nătăliță, este că atunci când mai se ținea, se păstra cât de cât culoarea noastră națională, folclorul avea altă pondere. Era practic tot în fruntea mesei. Acum un pic noi ar trebui să ne mai aducem aminte de folclorul nostru adevărat. Sunt lăzi pline de cântece vechi, frumoase, mucigăite, care trebuie să le scoatem, să le dăm o nouă viață. Ce privește că v-am încercat să vă molipsesc cu frumosul care l-am păstrat de la străbunii mei, da. Eu am studiat cultura tuturor popoarelor din lume, printre, până și a popoașilor, să văd care mai au fost mai breși ca noi. Nici un popor nu se poate apropia de frumusețea folclorului nostru. Folclorul nostru tot e bazat pe cumsicădenie, pe omenie, pe gospodărire, pe omenie. Și pe fădulie.
Și nu prea. Acum da. Acum da. Și pe fundul, cu păreri de rău. Eu sunt bucuros, fraților, că voi vă aduceți aminte de mine. Nu toți să aduc aminte de mine. Foarte puțin să aduc aminte. Pe care i-am scos de unde am putut și le-am făcut ca să îi știe lumea. Dar eu și lor le doresc succes mare și să aducă măcar aminte de mine când din când. Igor, de ziua ta, eu încă o dată ți-aș dori, dragul meu, să ai prieteni buni, adevărați, cum a spus domnul compozitor al tău. Prieteni adevărați, că de aici care fac cu zâmbetul de serviciu sunt foarte mulți. Oameni să ai în jurul tău oameni de treabă și să ai copii frumoși, buni și să ai mare bucurie după dânși, dragul meu, să fii bunel, strabunel și strabunel. Domnul să dai bărbat! Domn Ion, ați intuit cumva că Igor Cuciuc, discipolul dumneavoastră, va ajunge datorită muncii dumneavoastră? A învățat el pe urmă ce a învățat de la alți colegi și a pus amprenta cumva, dar bazele îi le-ați spus dumneavoastră. Ați poate intuit? Spun un moment foarte interesant. Când am întrebat la neagă Igor ca să mă roage să-l ajut să cânte, el singurul mi s-a distăinuit, cânta nunți pe la romi. Și mai încă niște lucruri așa. Și a început să încânte cam așa cum, nu știu ce. Și eu am spus, Igor, și eu așa, nu știu să învăț. Și el mi-a spus așa, zice, domnul Pornic, ce ai să-mi spui, așa să fac? Am să învăț, așa cum ai să-mi spui, Matale. Îmi vine greu acum să-mi aduc aminte, dar vă spun cinstit. Tot sufletul meu și toate fibrele sufletului meu am încercat să vă molipsesc pe voi, să iubiți folclorul, să iubiți colindele, plugușoarele, nunțele noastre care sunt prea frumoase, orațele, conocrâile, iertăciunile, care astăzi nu sunt. Amar strigă de 3.000 de ori în timpul nunții. Și asta e toată cultura noastră ce a rămas astăzi. Eu vă rog pe cei care ne ascultați, stăruiți-vă și renașteți-vă, fraților, că avem cu ce. Și dacă am intra în Europa cu folclorul nostru bogat, vom fi cea mai bogată țară din Uniunea Europeană cu folclorul nostru, să știți. Da. Domn Ion, vă mulțumim. Mulțumim, eu, dacă o am aici și pe colega noastră, cea de la începuturilor, cred că cuvinte de felicitare da, ai și ai avut, dar vreau eu acum să-ți aduci aminte ceva, te rog în vileag ceva, o amintire de împreună cu Igor Cuciu, că am eu multe, dar ia zi tu. Măi, cântam cu fluierașul. Păi eu asta vreau să încep să spun, că Igoraș, eu când am venit la Neaga, el cânta la fluier, era la clarinet de fapt, și când a venit domnul Ion, mi-a pare mi tu ai trecut, făceai paralel, da? Eu, da. Erai la dirijat? Dar nu, da, am început în cursul 4, am început să fac ore de canto cu maestru. Câteva așa. Ei, și noi eram anul 3, anul 2, așa. 2. Din anul 3 ne-ați luat, în fine. Și Igor, vreau eram acompaniator. Tu erai acompaniator, îmi dai cu fluierul în mânică. Așa, și numai hop. Noi făceam repetiții pe coridor, mă scuz că te întrerup, și Igor întotdeauna. Noi cântam, scotea fluierul din mânică și s-auzea unde. Și noi repede ne duceam, zic, stai că gata, avem acompaniatorul nostru. Da, și vreau să vă zic un lucru. Igor a început, cum a zis și maestru, să cânte la nunți. Ei, și după asta veneam noi de la colegiu, mergeam, el mergea spre gazda lui, eu spre gazda mea. Și m-am învățat cum eu să cânt la nunți. Ce trebuie să fac? O să-ți aduce aminte? Da, eu nu știu, eu mi-amintesc foarte programul bine. Programul de nuntă. Uite, că așa trebuie să faci, că așa trebuie să zici. Iată așa, conocării de ale dumneavoastră. Așa el le-a învățat cel mai bine și plugușorul, de altfel, el știe cel mai bine de la dumneavoastră. Că eu îl mai uit așa. Îi mulțumesc. Tare multe șmecherii ne învăța. Și multe altele. Pe la făceam miese, pe la veneam în zile de mai interesant. Da, 20 de ani ai mei, când a venit cu o șatră de băieți. Da, cu o șatră de lăutari. Și am făcut-o așa, da. Cu muzică. Cu... Iată, dragii mei, asta ne-am dorit astăzi pentru tine, dragă Igor, să aducem amintirile cea deodată să nu se piardă. Și să aduce aminte că nu numai artiștii mari sunt colegi, dar și noi cei care suntem un pic mai mici. Să știți că pentru mine
nu poți șterge istoria vieții tale, așa cum a fost scris, să mă întâlnesc cu voi de la Dumnezeu, cred că de undeva vine, pentru că voi sunteți mie oameni apropiați, oameni dragi, cu care eu am învățat, am crescut. Și nu pot să vă uit niciodată. Din contră, dacă pot să vă ofer un sfat, din cunoștințele mele, cum se face o piesă, cum am mai făcut mai multe sau nu știu ce, cu mare drag să alături de voi. Noi îți mulțumim că ne ești alături astăzi la Tezaur Folk, în emisiunea aniversară. Aniversarea o facem împreună pentru tine cu acești frumoși interpreți. E premieră, de altfel. E premieră, da, stimați telespectatori. La Tezaur Folk, emisiunea La Tezaur, se va organiza, se vor sărbători artiștii cu toate evenimentele sale, lansarea de disc, aniversare, omagiere, cu toate sărbătorile dumneavoastră aici, la Tezaur Folk. Vă așteptăm fiecare săptămână. Scumpii mei confrați, dragii mei telespectatori, eu, atât de frumos a vorbit și doamna Natalița și doamna Diamanta și Igoraș despre că am încercat și eu să le dau ceva. Da, am încercat să iubească foarte profund folclorul nostru. Dar cu mare părere de rău, auzeam tot de la dânși că se duc pe la nunți. Dragii mei confrați, ați vrea să atrageți atenția lucrul ăsta. Și discipulul meu spun socrul celui mare, noi știm orații, știm conocării, iertăciuni, putea să spun. Nu ne trebuie. Ei sunt intelectuali, preintelectuali. Domnilor, scăpați de intelectul ăsta și renașteți-vă, fiindcă sunt prea frumoase obiceiurile noastre. Și discipulii mei vă ajută să vă renașteți. Păi ascultați-i, că eu făcut un pic de carte. Vă rog frumos. Asta am vrut să adaug acum. Vă mulțumim. Bravo. Pentru dumneavoastră și pentru Igor Cuciuc în această seară, domnul Ion Paulencu, profesorul nostru, tatăl nostru, cel care ne-a pus bazele să fim astăzi cine suntem. Nu mă-n ciuda voastră, și de seară mă duc.
intră numai-n ciuda voastră. Mi-ai găsit ușa-ntâiată, intru pe fereastră. Mi-ai găsit ușa-ntâiată, intru pe fereastră. Păi și de seară mă duc iar numai-n ciuda voastră. Mi-ai găsit ușa-ntâiată, intru pe fereastră. Lumina din
dragă Diamanta. Mulțumim, mă dragă colegă. Haideți să vii, Igor, te rog, lângă noi, pentru că Diamanta, toți ești știm... mamă, duci o greutate în spate, nopți dormite, nopți dormite, relaxați-te un pic la ziua mea, da, mulțumesc. O să fii la urmă și dansuri. Da. Eu vreau și tort. Sigur. Da, eu vreau să-l întrebăm, Igor, ia vine aici între noi, așa. Între două colegi, așa. Noi știm cu toții că ai o familie foarte frumoasă, da, mai ales aici cu aceste versuri care, nu știu, tu plecând mai mult pe la evenimente, nu cred că ai stat tu nopțile să legi, mă refer la copilul tău, nu a Diamantei. N-am schimbat scutice. N-am schimbat scutece, n-am... Totul e înainte, Igor. Da. Nu, vrem înainte. Să ne vorbești. Uite, haideți cu această ocazie să ne vorbești despre familia ta. Foarte multă lume știe, dar ăștia de aici nu știu dacă chiar cunosc tot. Mă bucur, dintr-un punct de vedere, că m-am căsătorit de vreme. La 22 de ani a fost mire. Foarte bine. La 23 de ani am devenit tătic. Deci asta se consideră foarte devreme. Dar, din altă parte, m-am liniștit. N-am reușit să mă stric. Să merg îmblu drumurile, nopțile cu prietenii, nu știu ce. La 22 de ani îți dai seama că încă e de vreme. Înseamnă până la 32 de ani. Am o familie frumoasă, soția Diana este din altă sferă, da, este din sfera medicinei. Și mi-a plăcut acest lucru undeva, seriozitatea care este în medicină, amabilitatea, cumva așa v-ați combinat, unul mai cu picioarele pe pământ. Da, și unul care tot timpul, eu sunt pasăre călătoare. Sunt, păi da, vorba populară. Ciocârlia cântecului. Vorba populară. Bărbatul ține drumul și jupăneasa ține casa. Și jupăneasa trebuie să facă zamă de găină și să fie gospodină. Și nu să uite și să spune satul, dar să iubească bărbatul. Așa. Păi spuneam eu, unde este Igor Cuciuc, moderator, nu trebuie. Eu îți mulțumesc, drag coleg, revenim la tine. Vreau... Și mai stai, că familia mea nu e așa de scurtă. Păi asta... Am și o fetiță. Andreea, care scalcă pe urme. Andreea, da, Andreea, care face pian la școala de muzică. Face ore de canto doar cu mine deocamdată. Cei ce am mai învățat eu de la domnul Paulencu, câteva lecții de încălzire a vocii. Și în rest îmi doresc și un băiat și o fată, dar promit că după ziua mea, după ce mănânc tortul, mă apuc de lucru. Să fie într-un ceas bun și când noroc, să vă crească copiii la toată lumea. Haide să ne cânte, Igor. Familia mea este mare, familia mea este poporul, sunt prietenii mei și spectatorii mei care sunt familia mea, cu ei mă întâlnesc cel mai des și îi iubesc. Să fie. Igor Cuciuc, familia mea ceva. Azi e ziua ta, măicuță, îți sărut tata mânuță. Am venit cu drag la tine să-ți urăm zile senine. Uite, azi de grija toate ți-au venit copii la poartă, cu un braț de lăcrimioare și cu o dulce îmbrățișare. La mulți ani, măicuță bună, suflet blând ca o lumină, mă rog mult lui mândru soare, luminează ta cărare. Și roa de dimineață să te țină, mamă, în viață. Câtă grijă ai avut până mare m-ai crescut, nopți și zile nu dormeai, de câtă grijă-mi purtai. Seara te ascultam cu dor, adunați lângă cuptor, pentru sfaturile bune mă închin cu plecăciune. La mulți ani, măicuță bună, suflet blând ca o lumină, mă rog mult lui mândru soare, luminează ta cărare. Și roa de dimineață să te țină, mamă, în viață.
fericit eu sunt pe lume, că am mamă cui îi spune și are cine să mă ajute când mă apasă doruri multe. Eu din suflet îți doresc viață lungă să trăiești și mă rog la cer cu stele să te țină în putere. La mulți ani, măicuță bună, suflet blând ca o lumină, mă rog mult lui mândru soare, luminează ta cărare. Și roua de dimineață să te țină, mamă, în viață. Mulți ani, măicuță bună, suflet blând ca o lumină, mă rog mult lui mândru soare, luminează ta cărare. Și roua de dimineață să te țină, mamă, în viață. Mă rog mult lui mândru soare, luminează ta cărare. Și roua de dimineață să te țină, mamă, în viață. Mulțumesc. Și dacă ne-ai cântat atât de frumos despre mame, știam eu cândva că mama ta era plecată mai mult. Deci, mama mea... Povestește-mi ceva. Mm. Și dacă ai avea acum întrebarea, că am dat-o și răspunsul, cu ei mulțumi, cu ei cer iertare? Mama mea mult s-a jertfit pentru mine, în sensul că tot ce avea, toți bănuții care îi strângea, toți îi strângea pentru mine, pentru că eu să învăț la școala de muzică, pentru că eu să merg în toate plecările care erau ale ansamblului, pentru că se cerea o sumă oarecare și ea strângea, se ducea, se ruga la începuturi, la ansamblurile care erau etnofolclorice, luați-și băițelul meu Igoraș cu voi, acolo scânti cu fluierașul. Și mama a avut o amprentă, mama a fost cea care a spus că tu trebuie să mergi mai departe, să faci muzică la Ștefan Neaga. Eu am zis că, mamă, nu, că eu rămân la Bălți, că eu sunt la Neraionul Râșcani, și am zis că eu rămân la Bălți. Nu, la Chișinău, acolo e locul tău. Și îi mulțumesc pe această cale, pentru că a fost consistor, în primul rând, primii ani de studii, pentru că am învățat și, de fapt, eu am fost norocos, am învățat la buget. Dar am învățat la clarinet, am învățat la... Da, mi-a cumpărat instrument. Mama a fost, într-un cuvânt, mama m-a susținut. Mama mea m-a iubit și m-a susținut cel mai mult. Cred ca toate mamele. Vorba cântecului. M-a susținut și mama, și tatăl, tot exact așa. Dar mama tot timpul a fost cea care a deschis ușile peste tot și a spus că vreau băiatul meu să cânte aici și să... Și dacă nu mulțumesc. Era tata... Sămânța, dacă nu era... Nu era Igor Ciuc. Dragă Igore, vreau să mai invităm aici lângă noi, doamnă... Colegi, hai să mai cânte, da, colegii doi, mei, dragi. Doamnă Doina Arseni. Și dacă v-aș pune o întrebare acum că-l cunoașteți, sunteți și cu metri, nu? Sunteți cu metri? Igor e cu mătru cu toată lumea. Da, nu mai avem cum să-i zicem altfel, când ne sunăm, când ne vedem, ce face ai cu mătri, altfel nu se poate. Nu se poate, asta nu, e... Nu se poate, este numele lui. Poate nu al doilea, dar primul nume. Și v-ați dori cumva să vă încumătriți pe bune? O să fim 100%. La cumătrie o fost la Andreea? Am fost la Andreea la cumătrie, dar eu o să-i boitez băiat. Și la nunt a fost. Oh! Ați văzut ce vă urează? Ce îți urează să dea Domnul? Dar eu când spun croncănesc cacioara, se împlinește, să știți. O să botez băiatul. Mulțumesc, da, încă la 99 se face asutele cu metru, nu? Cu siguranță, da. Când mai fac copii, cu siguranță. Și doamnă Dina, rămâneți cu noi. Vreau să invit pe colegul tău cu metru tău, Adi Carp. Vă rog foarte mult. Eu aș vrea mai mult să cânte. Da, ei cântă, dar Adi, vreau să întreb așa, succint. Știu că ai astăzi sărbătoarea familială. Da. Și se primește un pic așa, cam egală cu... Și acasă sărbătoare și aici pe platou... Aici la voi sărbătoare e mare, de fapt asta e sărbătoare națională, pentru că pe Igor îl știe toată Republica, toată țărișoara noastră și toți cei care iubesc muzica populară, sigur că îl cunosc pe Igor Cuciuc. Astăzi vorbim mai mult despre el și dacă... Și ți-aș pune o întrebare. În ce constă solidaritatea bărbătească, solidaritatea cu metrilor?
solidaritatea bărbătească, e să te întâlnești la timp la un pahar de vorbă și tot ce vorbești la paharul de vorbă să rămână acolo. Și să nu știi soțiile. Nimeni. Dragă Adi, dragă doamnă Doina, haideți să ne cântați astăzi pentru Igor. Cu mare drag pentru el, pentru Platou Igor. Platou vă aparține. Da, cu mare drag. Și pe această undă vreau să-mi felicit draga mea soție de acasă, de acolo știu că ne urmărești. Și cu mătra mea. La mulți ani, Antonina, sănătate, fericire. Cânt pentru Igor Cucit, după aia vin să-ți cânt numai pentru tine. Cu mătra, după ce terminăm, finisăm emisiunea, vin să-ți cânt și eu la mulți ani și să sărbătorim cu o cupă cu șampanie. Așa cum se cuvine, da. La mulți ani, omageaților! Mereu aproape este omul care-ți dăruiește zi și noapte clipele de dor. Îmbătate în flori de neam, doar cu tine fericită-i viața mea. Trandafirii mei, înflorezi la pieptul tău iubire și cu ei. În petale ți-am prins toată viața mea. Trandafirii mei, înfloresc la pieptul tău iubire și cu ei. În petale ți-am prins toată viața mea. Doar cu tine înflorește dragostea. Când mă prind cu atâta dor, ale tale brațe pline de culori și de tainice sclipiri, viața plină-i cu parfum de trandafir. Trandafirii mei, înfloresc la pieptul tău iubire și cu ei. În petale ți-am prins toată viața mea. Trandafirii mei, înfloresc la pieptul tău iubire și cu ei. În petale ți-am prins toată viața mea. Doar cu tine înflorește.
țară sunt necruțători, se duce tinereța ca o floare. Mi-am pus anii mei în salbe, cât i-am adunat, și pe râul plin de valuri, anii cât au fost, i-am aruncat. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Floare de smarald, dar anii se grăbesc, se duc ca vântul. Mult îmi place ca să cânt cu drag, pornesc la drum îndoi mereu cu gândul. Viața-i viață și în viață mult este trecut, doar alături de prieteni pot să râd, să plâng, apoi să cânt. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. S-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Este ziua mea și simt că-s fericit. Mulțumesc, Cătri, mulțumesc, mulțumesc. Păi iar eu
ce păcatul cu sacul. Eu nici când n-am refuzat, la tătua m-am botezat, mă. Cel care-ntoar și colacul, tu și păcatul cu sacul. Da, eu nici când n-am refuzat, la tătua m-am botezat, mă. Dragă Igor, ziceam că astăzi surprizele pentru tine continuă și avem oaspeți. Ionela a fost cu noi la început, vreau să o invit aici pe Ionela Hâncu și soțul ei, cuplu de muzicieni, Marin Hâncu. Dragă, eu vă ofer microfonul. Mulțumim! Vreau să zic că voi mergeți la evenimente împreună. Un cuplu muzical, de altfel. Păi ziceam, un cuplu muzical. Haideți să vă pun o întrebare așa. S-a întâmplat o întâmplare haioasă așa? Și dacă aș merge la direct, l-ați văzut vreodată pe Igor Cuciuc în stare de ebrietate? Vă leu. Nu. Nu. Dar cu bună dispoziție este prieten fidel. Și fără... Da, da. Și eu cred că e suficient. E suficient, da. Sigur că e suficient. Dar veselia e la ea acasă atunci când vine Igor Cuciuc la evenimente. Păi știm că cânticul lui Igor Cuciuc, unde e cânticul lui Igor Cuciuc, acolo e și voia bună. Și exact. Să știți că noi, interpreții, când venim la un eveniment, ne bucurăm foarte mult când ne întâlnim cu colegi dragi, cu oameni pozitivi, cu oameni talentați, oameni deschiși și atunci cântarea merge mai bine. Poate de asta și se primesc sărbătorile mai interesante. Eu nu știu dacă Igor își mai aduce aminte, dar noi am fost într-un torent. La Academia de Muzică, nu? Da, da, mă ții minte? Da, da. Eu cred că nu frecventa oricele acum. Nu venea la ore. Eu vă las platoul și să-i mulțumim. Cântați astăzi lui Igor Cuciuc și pentru spectatorul. Toți spectatorii, toți omagiații. Tezaur, folk și desigur omagiații de astăzi. Pentru tine și familia ta să fie această melodie. Da? Și pentru toată lumea. Mulțumesc. Și răstorni dealuri și văi, viața-ți pare așa ușoară, uiți să-ți numere anii tăi. Viață, mai trece o zi și vine o seară. Viață, să știi că nu mai pare ușoară. Viață, dar cât o dragoste mai este. Viață, nu se termină ta poveste. Așa voinic, stai și ți-aduci aminte, multe gânduri te străbat și doar unul te ia lină, ai copii și ești bogat. Viață, mai trece o zi și vine
afară. Viață, să știi că nu mai pare ușoară. Viață, dar cât o dragoste mai este. Viață, nu se termină ta poveste. Ușoară. Viață, dar cât o dragoste mai este. Viață, nu se termină ta poveste. Viață, mai trece o zi și vine o seară. Viață, să știi că nu mai par ușoară. Viață, dar cât o dragoste mai este. Viață, nu se termină ta poveste. Viață, nu se termină ta poveste. Astăzi a venit cu soare și în casă ne-a intrat. Tot ce-ați spus de un an la cale, toate visele bizare și în taine le-ați păstrat. Iată anul se noiește, sufletul întinerește și se vor împlini. Azi visele senine, ce vă doriți și pentru totdeauna să ne știe lumea că suntem uniți. La mulți ani, la mulți ani, prieteni, azi e sărbătoare, să trăiți, să înfloriți la mulți ani. Mult noroc vă dorim, fericire și răbdare, sănătate pentru neam la mulți ani. Toată lumea se adună, unii vin, iar alții sună. La mulți ani toți vă doresc, toți și dragi vor să vă spună, să trăiți în voie bună, o viață ca-n povești. Să vă bucure copiii, sensul vieții, omenie, și se vor împlini. Azi visele senine, gândurile bune, tot ce vă doriți. Ani, prieteni, azi e sărbătoare, să trăiți, să înfloriți la mulți ani. Mult noroc vă dorim, fericire și răbdare, sănătate pentru neam la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, prieteni, azi e sărbătoare, să trăiți, să înfloriți la mulți ani. Mult noroc vă dorim, fericire și răbdare, sănătate pentru neam la mulți ani.
mulți ani, prieteni, azi e sărbătoare, să trăiți, să înfloriți la mulți ani. Mult noroc vă dorim, fericire și răbdare, sănătate pentru neam, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, prieteni, azi e sărbătoare, să trăiți, să înfloriți la mulți ani. Mult noroc vă dorim, fericire și răbdare, sănătate pentru neam, la mulți ani. La mulți ani! Pentru că știam eu că este pregătit pentru tine un dar frumos. Și cred că ne spune mai multe, doamnă Doina. Draga mea, nu este tocmai, să zic, un dar. Mă gândeam că nu pot să vin astăzi pur și simplu așa, pentru că el este probabil cel care reprezintă moldoveanul cel mai bine. Și zic, ce să-i duc eu la Cuciuc? Un poloboc mare, cum o... Nu, el bie puțin. Nu merge. Toba nu, că nici nu-i tobar. Și atunci am zis că e un ulcioraș cu gât îngust, ca să bie eu cu măsură, că el știe măsura. Am zis, mașie de găină, nevasta așa, prin cei de cam cel mai reprezentativ moldovean. Mulțumesc, Donița. Să știi că e un cadou foarte plăcut. O să-l păstrez în colecția mea de trofee și, eu știu, obiecte așa frumoase, tradiționale. Să știți că eu țin foarte mult la tradiții, la portul popular. Încă o dată mă repet, dar asta este adevărul. Mulțumesc domnului Paulencu, anume el m-a molipsit de acest frumos, frumos să iubesc folclorul, tradițiile și să le duc mai departe. De când am început să spun aceste lucruri, parcă simt că îmi poartă mult noroc, îmi poartă mult succes și sunt foarte iubit prin acest fapt că cunosc aceste capodopere ale maestrului Ioan Paulencu. Spune Doiniț cu un cior foarte frumos și bun. Că nu-ți riscăm nici. Nu, este obiecția cea mai mare, că el trebuie un maestri, plut. Maestri, nu culacul e mic, ușa bisericii nu-i prea mare, așa? Mulțumesc foarte frumos! Van din viță vechi, gospodar fără părechi. Dar oi cânt acum știu mai gine, că azi lume multe vine. Bună vreme, bun venit, Gheorghe, bine te-am găsit, mă. Hai să-i țâșim o cântare, printr-un om cu numii mari. Gheorghe, și-n oraș, dar și la sat, dar să știu că-i om bogat, mă. Ei, hai să chiui mai tare, printr-un om cu suflet mare. Și la oraș, dar să știu că-i Grigoraș, mă. Vă spui fără multe vorbi, dar asta-i cântarea lui Gheorghe, mă. Tare-mi drag gospodarul la care-i larg buzunarul. La el nu șuie râvântul de când lumea și pământul. Gospodarul adevărat, foarte înaltă gardul latma. Dar pe la gardul vieț în schimb, are vin până la vin, mă. Hai să-i zâșim o cântare, printr-un om cu nume mari. Gheorghe, și-n oraș, dar și la sat, dar să-l știu că-i om bogat, mă. Ei, hai să chiui mai tare, printr-un om cu suflet mare. Și la sat, și la oraș, dar să-l știu pe Grigoraș, măi. Gheorghe să vă spună, din nu-i fac inimă bună. Dar eu îi cânt așa frumos, când-i drag, când-i voios, măi. Trece vremea, lasă treacă, trebuie să mai și petreacă. Gheorghe, astăzi ești, mâine nu ești, azi toate le stăpânești, măi. Dar hai să-i zâșim o cântare, printr-un om cu numii mari. Gheorghe, și-n oraș, dar și la sat, dar să știu că-i om bogat, măi. Hai să chiui mai tare, printr-un om cu suflet mare. Și la sat, și la oraș, tot să știu că-i Grigoraș.
dragi telespectatori, știu că daruri și cuvinte de felicitare vor fi în continuare, că vreau să invit alături de Igor și de mine aici pe Doinița Sulac, o colegă frumoasă care fac companie pe scena mare a spectacolelor și de ce nu. Și vreau să invit un alt om de suflet, hai să-i spun eu, că voi aveți o colaborare foarte frumoasă, pe domnul Sergiu Cabătut. Veniți, vă rog, să vă apropiați. Vreau, Doinița, să încep de la tine. Aveți o relație. În ce constă relația voastră de prietenie? Hai să știe toată lumea. Vă leagă numai concertele sau mai aveți ceva? Totdeauna ne dăm sfaturi unul altul, ia la piese, la aranjamente, la... Da, la tot ce ține la proiecte muzicale. Aveți proiecte împreună? Videoclipuri. Nu avem proiecte muzicale împreună, deși Igor cu mai mulți ani vroia ca să facem un duet. Dar poate o face la o piesă de-a lui tata, un duet împreună cu timpul. Dar așa că colegi din Breasla Tinerească totdeauna ne susținem unul pe altul. Suntem bucuroși să ne revedem pe scena mare de fiecare dată și să lucrăm împreună mulți, mulți ani înainte. Să înțelegem că undeva, cumva, ceva se coace un duet împreună. Cu Doamne ajută! Cu Doamne ajută! Din ceată nu spun nu. Pentru că niciodată să nu spui niciodată. Asta. Mai ales că Igor este pasionat de creația lui tatăl meu, da. Și nu se știe ce va urma. Vă zic, Doamne, ajută să fii într-un ceas bun, ceea ce vă doriți să se împlinească. Mulțumim. Domnul Sergiu Cabătut, vă oferim și microfonul. Ziceam eu că vă leagă o prietenie, o colaborare frumoasă. Dumneavoastră i-ați semnat text, muzică. Da, sigur, colaborăm de mai mult de 10 ani. Mm-hmm. Lucrăm în studioul la mine, asupra la multe. Multe piese, mai multe piese care au devenit șlagere foarte cunoscute. Mă bucur foarte mult. Ca să nu mă refer la arta lui și la muzică, el este un prieten foarte bun, care e bine în ajutor totdeauna. Și are totdeauna o sinceritate și o energetică deosebită în caracterul lui, plin energie, să nu se stingă niciodată energia asta în timp. Și dacă v-aș întreba o întâmplare haioasă așa întâmplată cumva, v-a supărat, nu v-a supărat, v-a... ceva? E haios atunci când întorc proiectele de 10 ori înapoi. Hai, atunci iată aici vreau să ajungem. Am nevoie de aici de un pic de bas, aici am nevoie de un accent. Puțin, puțin, 0,2 decibel. Puțin, puțin, dar trebuie să mă gândi pe mine la urechi, nu știu ce acolo. Și zici, măi, lasă-mă-i atâta gândi libre. Este foarte... foarte sofisticat. Exigent. Foarte exigent. Să fii în tocmai, la perfecțiune. Perfect. Păi asta și-a adus, cred că, succesul. Sigur. Sigur. Datorită... Are tendința asta de a fi perfect, să sune bine, să fie ceva deosebit. Adică nu se teme de a ieși din standarde. Generale. Și muzicale și... Poți să exagerezi oricând și nu se teme de asta. Unicul este Igor Cuciuc, nu? Unicul în Moldova este unicul și nu numai și peste hotare țele că are... hai să te întreb fiecare acum... Fiecare din noi este unic în felul său. Dar el fiind un cântăreț foarte bun, vreau să spun că mulți din cântăreții de la noi au și luat, nu știu ce învăța. Chiar recent a venit cineva de la Ștefan Neagă, un cântăreț, un băiețel, și a spus că noi stăm totdeauna cu telefonul și cu video, cu audio, învățăm toate melismele, toate nuanțele, toate dinamica. Un colaj de doine, cântam la nuntă când au fost nași familia Hâncu. Da, foarte. Și acolo stăteau cu căștile, spuneți că și ascultăm zi și noapte și învățăm melismele cum se fac. Da, da, pentru da. Că asta e o artă aparte. Îmi place foarte mult când cânti doinele. E deosebit. Eu cred că vă lăsăm să ne încântați pe noi și pe Igor, dar după aia îl provocăm pe Igor să ne cânte o doină. Și eu te provoc să bați toba. Ia uite toboșarul, e din zâmbreni. Să bați toba la doină. Bate lui la idee, dar
într-o iarnă lungă, grea,
Bravo! Quando sono solo sogno allora e sonta manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che ha acceso, chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi sili vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogni allora son te manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna tu sei qui con me. Mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Bravo! Sergiu Cabătut! Bravo, Sergiu! Vreau să spun despre Sergiu, în afară de faptul că este compozitor, este și cantautor și posedă un bariton, o voce extraordinară, un bariton tenor, pentru că ea prezintă câteva note domnul Paulenco. Așa. Are un tenor frumos! No. Mersi mult! Oh, deci... și posedă un... Tenor dramatic! Sau așa, mai bine. Posedă o voce academică și sper, îți doresc succes în continuare. Mersi, să mă inviți și la ziua ta aici, să sărbătorim lansările tale, pentru că aici, la Tezaur Folk, vor fi și lansări de melodii.
Cu mare drag vă așteptăm. Neapărat venim cu ceva nou. Să ne prezentăm, cu, să lansăm. Și cu o ladă cu șampanie. Așa se lansează. Sărbătorim! Vă mulțumesc! Dragă Igor, ziceam, nu știu dacă e momentul acum, dar hai să dăm, să aducem aici ansamblu din Zâmbreni alături de tine, ansamblu de Baștină, de unde mă trag și o rădăcine, spuneam mai înainte, ansamblu Opincuța, dragii mei. Cei mai buni, cei mai dragi, coregrafi, cei mai bravi. Ansamblul Opincuța este pe platoul nostru, aici la Tezaur Folk, televiziunea cele mai frumoase fete. Cântecelor noastre. Și zic, acea frumoasă hai. Colaborare hai. Care ați avut-o, hai să nu repetăm o dată și să ne cânți Toba Moldovanului. Asta este hitul nou al meu și mă bucur de acest lucru că, uite, nici n-am știut că tu ești din Zâmbrini. Să știi. Să știu. Am înțeles că și ele mai... cele mai bune dansatoare, arțăgoase, dar și frumoase. Hai, șezamă! Hai, hai! Da foaie verde și un dudău, am un moș în satul meu, are o dobă de chincuit. Am un moș în satul meu, are o dobă vechi încuit, toba moldovanului. Fără toba lui și mari nu se fac și sărbătoare, nu se fac și niciun joc, fără tobă la mijloc. Fără toba lui și mari nu se fac și sărbătoare, nu se fac și niciun joc, fără tobă la mijloc. Bate toba tari tari tiri 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 ca să joace fii tari tiri 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 tiri. Bate toba și din cuit tiri 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 tiri. Toba moldovanului, băi! Hai, bate toba cu putere! Șerpisati toți îl lasă de lucrat și s-apucă de jucat. Dar moșul toba când o bate se aude. Șerpisati toți îl lasă de lucrat și s-apucă de jucat. Și când colo lumea toată din și roagă din la poartă, se la nini toban cu ei când e timpul lucrului. Și când colo lumea toată din și roagă din la poartă, se la nini toban cu ei când e timpul lucrului. Bate toba tare, tare, tirele, tirele, ca să joace fiecare, tirele, tirele. Bate toba și din cuii, tirele, tirele, toba. Ține minte, om, și-așa uite așa, si bă! Hai, hai! Da, moșul meu s-o supărat și de dobă s-o lăsat. Da, toți atunci s-o trezit, că nici lucru n-o sporit. Da, moșul meu s-o supărat și de dobă s-o lăsat. Da, toți atunci s-o trezit, că nici lucru n-o sporit. Și-a venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare. Să scoate doba din cuit, doba moldovanului. Și-a venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare. Și fiecare tirele, tirele, da. Poate toba și din cuii, tirele, tirele. Toba moldovanului, mă! Hăi, bate toba, moșule! Dar să răspune satele, om, și-aș uite așa, si, mă! Ia si, mă! Da, uite aici, stai, moșul meu! Hăi, după toba lui joc eu! Și de la bătrân lăsat, fără dobă nu se poate, veselie ca la carte. Moșul meu m-a învățat și de la bătrân lăsat, fără dobă nu se poate, veselie ca la carte. Moldovanului îi place să petreacă și să joace, stă la inima oricui toba moldovanului. Moldovanului îi place să petreacă și să joace, stă la inima oricui toba moldovanului. Bate toba tare, tare, tirele, tirele, ca să joace fiecare, tirele, tirele. Bate toba și din cuie, tirele, tirele, toba. Hai, bati salva, păsa, păi! Hai,
dragi telespectatori, am aici lângă mine și dacă îmi permiteți să fac un pas între dumneavoastră, cei care m-ați crescut în ochii voștri, am aici dragi profesori, dragi vecine, dragi oameni săteni ai satului meu de Baștine, Zâmbreni, raionul Ialoveni. De acolo ni se trage vița, de acolo ni se trag rădăcinile și cu acest ansamblu numit Opincuța, Opincuța noastră a trepătat Moldova în lung și în lat și a trecut și peste hotarele ei. Astăzi sunt aici la noi în platou de drag de dumneavoastră, de drag de Igor Cuciuc, să ne cânte și să ne încânte cu cântecele frumoase de acolo, de la noi, de la Baștină. Să vă auzim, dragile mele!
Bravo, dragii mei! Mă bucură să fiți astăzi prezenți la această frumoasă sărbătoare. Și aș vrea să invit aici omagiatul nostru, unde este, și-a pus pe... S-a pus pe turnat în pahare, pe păi, degustat din sarmale, dar sarmalele safir, urmează. Am safiri de omenie, am oaspeți dragi, veniți de departe. Între timp cât au stat așa, mi-au făcut chef și voi bun, au flămânzit. Și trebuie și de cinstit oameni, dacă nu-și cinstești... Știi cum? Să duc acasă. Nu vin data viitoare. Mulțumim ansamblului Opincuța. Am văzut că ați făcut veselie mare aici la noi în platou. Dar ziceam că să-l invit pe domnul Ion Paulencu aici lângă noi. Mai are domnul Ion ceva a ne spune? Ce vreau să vă spun eu, să vă rog, vă implor, nu vă departați de culoarea națională. Eu am observat chiar modelatoare la televiziune ies în IE națională și cu blugi și încă ce rupți cu 7 borți. Nu va, asta nu e național, asta nu e a nostru. A nostru e ceva mult mai sfânt și mai frumos. Asta am de spus și vă rog pe toți și pe toți. Eu am foarte mulți acum discipuli particulari, pe toți. Pe toți îi mă lipsesc de lucrurile astea. Iubiți-vă nația, culoarea. Domnul Paulencu, vă mulțumim din tot suflet pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi și acest moment poate fi imortalizat astăzi aici, la Tezaur Folk, să vă avem ca amintire pentru decenii, să vă dea Domnul sănătate. Nu mai trecem pe la dumneavoastră cum treceam odată mai des, dar... Promitem, anul ăsta, 5 decembrie, suntem toți, ne ducem uniți. Uniți, cum făceam odată, dacă ți-aduci aminte, mergeam uniți acasă la domnul Paulencu să sărbătorim. Ți-aducem o țuică bună, tot slănină și diamanta... Slănina oare domnul. Nu pot uita e țuică mea și slănină. No. Vedeți amintirea frumoasă? Noi, dragi telespectatori, vrem să vă spunem ceva, că noi veneam flămânzi de la orele din alt bloc și când ajungeam la orele de canto la domnul Paulencu, fată ți-a mâncat? Nu, domnul, găseam totdeauna o felie de pâine și cu o slănină de aceea care numai doamna Stella știe să o facă. Și nu, chiar la Bucovina făcută, nu. De la Bucovina? La Bucovina, da, acolo știu. Dar treaba. Nu știu cine, hai să zicem, nu știu cine o făcea, dar era foarte gustat și noi chiar ne potoleam foamea. Puteai să o ungi pe pâine. Domnul Ion, da. Haideți să vă auzim cântând. Eu aș vrea acum, fraților, să cânt cânticul iubitul meu, care a fost dedicat mamei mele. Vreau să spun în două cuvinte istoria acestui cântic. Mama mea a fost categoric ca eu să vin la conservator să învăț. Și când am primit invitația la conservator, chemarea, ea a strâns-o și gândindu-se că dacă eu n-am să am invitația, a să mă fugărească la conservator înapoi și gata. Ei, după vreo 2 ani de zile sau 3, în cerc cu familie, la o sărbătoare oricare, mama mi-a recunoscut că ea mi-a strâns invitația special, că poate nu mă rog la conservator să scape, pentru familia mea a fost o tragedie, că eu am venit și nu o să învăț. Și eu, auzind de chestia asta, i-am dedicat mamei mele acest cântec, satul meu din depărtare. Sat înfloritor, eu de când m-am dus din tine tot trăiesc cu dor. Și așa-i de mare dorul că-și trecând pe mări, eu aud izvorul nostru murmurând sub zări. Mamă, tată și voi, frați iubiți, eu vă scriu din depărtare, vă-ntreb cum trăiți și vă spun că vă duc bine și sunt sănătos.
Am umblat prin toată lumea pe vapor pe jos. Și mult în mări le-am văzut, dar minor de satul nostru în care m-am născut. Și așa minor de tare că răsar pe val, lucii noștri șopotind în graiul moldovean. Și așa minor de tare că răsar pe val, telespectatori, zic eu că un interpret se bucură, se mulțumește cu aplauze, cu flori, de ce nu? Astăzi Igor Cuciuc a avut felicitări, a avut și flori, s-a cântat divers. Zic eu, fiind noi colegi, hai să-ți cânt și eu bătută de așa țărănească, de la noi, de la Zâmbreni. Bravo, ia să vedem! Ia că aici te-ai cadă! La joc, să jucăm fără ușor, tot fișor, după chișor. Nu s-a bani supărat, că cu mine n-ai jucat. Că te-am ouă în astă sară, hai să joci cu mine iară. Nu s-a bani să pe loc, mai vino și mă, e la joc, mă! Hai moșe și babii bătrâne să învârtesc arândul mine. Joacă moșul, papa ghine și nu te uita la mine. Așa juca moșe jei, când vor papa joc s-o iei. Machine, faceți la dreapta cu noi și la stânga înapoi. Cu noi place a juca, auzi că îi sar inima. Cu îi place cu râdul și din gore nu s-ar mai duși. Ai jucat, frate, te uiți? E hora noastră, mărtiți, măi! Hai, nu stați oameni supărați, am machine mai jucat. Și cu tății la un loc, hai la fora cu noroc. Îi stai joc cu strămoșă, joc cu șel moldovine și asta. Bun găsit gazdă frumoasă, l-am tai le de da. Lăutari cu strună bună, l-am tai, l-am tai tele de da. I-am adus jocul să țină, mă, e ca să-l facem voie bună, l-am tai, l-am tai tele de da. Cu tătă neamul împreună, l-am tai la de da. Dar cum la moldoveni li place, l-am tai, l-am tai tele de da. Când pitreșire să facem, mă, ei când oamenii sunt îi plac. Și așa mai cânt și veselii fac, măi! Hai, hai, hai! Că așa-i moldoveanul, l-am tai, l-am tai, tiri-di-di-da. Când s-adună cu tăt neamul, l-am tai, la-di-di-di-da. Când cu nună și botează, l-am tai, l-am tai, tiri-di-di-da. Ori o zi din an s-arbează, măi! Dar să petrești lumea toată, l-am tai, l-am tai, tiri-di-di-da. Neamuri prieteni la oaltă, l-am tai, le-di-di-di-da. Ei n-au necaz nici supărare, l-am tai, l-am tai, le-di-di-di-da. Și s-au ciocnind paharii, ei devin
roșu din butoai, mă. Ei, și friptură la tigai, mă. Ha, ha, așa, așa. Moldoveanului place, l-am tăi, l-am tăi, tiri-di-di-da. Un pahar și-apoi să joași, mă. S-aibă spor la strigătură, l-am tăi, l-am tăi, tiri-di-di-da. Și-apoi la trăpăitură. La joc să se-nveselească, l-am tai, l-am tai, tiri-di-di-da. Și la muncă să trudească, l-am tai, tiri-di-di-da. Ei, gazdă bună, să trăiești, l-am tai, l-am tai, tiri-di-di-da. Pe aici să-mi poftești, mă. Ei, ți-o-mi faci și voia de plin. Și așa mai și altă dată mai vinim, mă. Ei, covioară și-un cobzar. Ei, și ne vom petre și iar mai uite așa și numai așa. Bravo! Ce mi-a fost mai drag pe lume, ca Iisuri și amori bune. Caruța ca să sune, să mă plimb cu mândra în lume. Și-o caruță ca să sune, să mă plimb cu mândra în lume. Hai, hai cu trăsioara pe deal la mare oara, ca l-o-l făcea pe pas și-apoi o ia la pas. Drag mi-a fost pe lumea asta, ca lopușca și nevasta, ca l-ol mă călătorește, pușca de hoț mă păzește, ca l-ol mă călătorește, pușca de hoț mă păzește. Hai, hai, cu trăzioara pe deal la mare oara, ca l-ol făcea pe pas și-apoi o ia la pas. Ce mi-a fost mai drag pe lume, om frumos cu vorbe bune, că-l iubești cu vrednicie și trăiești în veselie. Că-l iubești cu vrednicie și trăiești în veselie. Hai, hai cu trăzioara pe deal la mare oara, ca l-ol făcea pe pas și-apoi o ia la pas. Hai, hai cu trăzioara pe deal la mare oară, ca l-ol făcea pe pas și-apoi o ia la pas. Dragă Igor, nouă ne place că am ales să sărbătorim prima ediție aniversară anume cu tine. Știi de ce? Tu ești omul care emani energie, tu ești firesc, tu ești acel care aduci noroc. Cred eu că unde mergi tu, norocul și are locul. Și te-aș întreba pentru final, cui datorezi tot? Mai mulți oameni sunt. În primul rând îi mulțumesc părinților că m-au dus pe lume și mulțumesc pedagogilor care m-au instruit, domnului Paulenco și celor care l-au la început la școală. Mulțumesc, bineînțeles, textierilor, compozitorilor pentru creațiile care mi le-au scris. Mulțumesc oamenilor care mă apreciază, mă solicită, mă iubesc, îmi îndrăgesc repertoriul meu, pentru că fiecare interpret se laudă cu cântecele lui și se bucură când ajung șlagere și sunt difuzate, sunt solicitate peste tot. Mulțumesc tuturor, mulțumesc televiziunii dumneavoastră Tezaur Folk pentru invitație și promit să fiu un artist fidel și
să vin la toate invitațiile dumneavoastră, să fiu alături de dumneavoastră, să bucurăm lumea tot timpul cu cântece frumoase, noi, împreună cu colegi dragi. Zic eu, cei care ne calcă pragul devin prietenii noștri adevărați. Devin cu mătri. Cu mătri. Dragi telespectatori, am un gând, hai că să-l citesc astăzi. M-am gândit într-un mod aparte că viața asta e foarte trecătoare. Și concluzia mea ar fi, haideți să ne trăim viața frumos, viața intens, că ne trăim orice clipă, pentru că orice clipă valorează și trecutul nostru. Corectum. Cu Doamne ajută. Cu Doamne ajută și haide pentru final. Pentru un cuvânt. Nataliții cu emisiunea, felicitări la mine. Dragi spectatori, m-am bucurat enorm și vreau să mulțumesc colegilor pentru prezență. Vreau să mulțumesc tuturor, ansamblului Opincuța, domnului maestru Paulenco, profesorul meu și a nostru. Și să vă doresc tuturor sănătate, viață lungă, bani în pungă. Nu uitați ca să trăiți, nu uitați ca să iubiți. Iubiți cu folos, ascultați muzică la Tezaur Folk și fiți cu noi. Și noi vă iubim, până la noi întâlniri. La revedere! Și unde joacă? Și unde joacă moldovenii? Acolo, pământul cei! La iubit de stele, taradai, taradarara, scump și drag inimii mele, taradai, tara. De la Nistru până la Prut, taradai, taradarara, moldovenii s-au născut, taradai, tara. Dar ne-am frumos cu suflet mare, taradai, taradarara, cu pământul roditoare, taradai, tara. Dar cu inima primitoare, taradai, taradarara, fără de asemănare, taradai, tara. Hai, hai, da unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-a bună, hop! Îi voie bună, unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-adună, hop! Îi voie bună, să-i mai tare, mai scriptarii, hai că e zi de sărbătoare! Moldovenii își iubesc, taradai, taradarara, cântecul moldovinesc, taradai, tara. La o masă se adună, taradai, taradarara, și toți cântă împreună, taradai, tara. Îi sărbătorii li pornesc, taradai, taradarara, cu vin bun moldovinesc, taradai, tara. Dacă plăcinte din cuptor, taradai, taradarara, fa la moldovenilor, băi! Hai, hai, da unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-adună, hop! Îi voie bună, unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-adună, hop! Îi voie bună, hai de roată, roată, roată! Hai și mai chiuieți o dată, bă! Moldovenilor li place, taradai, taradarara, să petreacă și să joace, taradai, tara. Avem sărbători bogate, taradai, taradarara, mese pline cu bucate, taradai, tara. Dar timpul vine și se trece, taradai, taradarara, nimeni nu ne poate întrece, taradai, tara. Dar și la lucru și la joc, taradai, taradarara, noi suntem pe primul loc, bă! Hai, hai, da unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-adună, hop! Îi voie bună, unde joacă moldovenii, acolo pământul jene, unde moldovei s-adună, hop! Îi voie bună, bate cizma la potelii, hai să iasă zama din ele, bă! Cul și voia bună, taradai, taradarara, se aude cum răsună, taradai, tara. Vom cânta și vom vitreși, taradai, taradarara, așa până ni vom treși, taradai, tara. Da țară mândră și bogată, taradai, taradarara, de tot neamul leudate, taradai, tara. Da și nimic moldovan ca noi, taradai,